Sebastian Ghidez vluie adevăratul scop al lui Coldea, discuie halucinant despre Victor Ponta. Fugarul Sebastian Ghi susține ce a intrat în conflict cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, cel care i-a cerut să le toarne pe Victor Ponta Ivase Cepa. Ghi susține ce Florian Coldea dorea ca Ponta să meargă, în anul 2015, la Klaus Iohannis se cad la pace. Nefiind chiar naiv, în comisie, lui Coldea, altora, le-am spus, nu e în regulă ce se întâmplă acolo. Oamenii ia falsific probe, presează oamenii ia IIT un mic conflict, cu reproureii, cu presiuni, se, ideea Ponta demisia, se seduc se se neleag cu Iohannis eu i-am spus, domnul Coldea, dacă tu crezi ce ne-au crescut copiii împreună ai mei, ai tăi ai lui Ponta i tu crezi ce e ti vreun mare jucător sau la nivelul sta îmi spui toarn, le pe Ponta, ce tu scapi i te pui bine cu președintele i în elege, tenelia amarnic, înseamnă ce nu me cunoști deloc. Puise, mi ceri mie multe lucruri și poate ce am făcut de-a lungul viei multe lucruri, dar sigur nu puise, mi ceri să mă duc acasă, să mă uit la beiei mei, care au stat bot în bot cu Irina lui Ponta, timp de 8 ani eu să-i torntat le punct asta nu mai fac și pentru ce? Pentru o joac politic, ce lume nu ve mai ajunge, ce bani? Ce afaceri merit ca să mă omor eu pe mine ca om, susține Sebastian Ghi, în interviul acordat lui Ion Cristoiu.